tebe vrem știri mai bune! Pro tebe vrem știri mai bune! Vrem scuze! Vrem scuze! Vrem scuze! Vrem scuze! Vrem scuze! Vrem scuze! Deschideți ușa, nu numai geamul! Era parte din strategia asta de a face cât mai imoral. Deci nu destul că o bagat că e profesoară, deci cumva ar fi incompatibilă cu meseria ce face ea în timpul privat, după aia mergi la director și voi știți, dar voi știți și încă și la mama, adică deci tu mergi și îi spui, o întreb pe mama dacă ea știe ce se ocupă fiica ca și cum... Dar nevoie de permisiune ca să... Mi se pare că nu e numai stigmatizare aici, dar e pur și simplu un fel de... o încercare de a construi un om ca fiind anormal, amoral și total cumva... nu știu, un rău pentru societate. Și ea a încercat, de fapt... Privată sexuală. Exact. Porn TV! Rușine! Sus Porn TV! Porn TV! Vă deschizi geamă, dar văd că e rușine. Haideți că noi vă mai cântăm și ceva. Viața privată nu e știre! Viața privată nu e știre! Ieșit a voastră, dacă vreți. Puteți să băgați 24 de ore. Pro TV nu e profesoară din unghieri! Pro TV nu e profesoară din unghieri! Pro TV nu e profesoară din unghieri! Pro TV este Porn TV! Porn TV! Porn TV! Porn TV! Porn TV! Porn TV! Da, noi chiar pies, chiar avem și chestia asta. Vrem să faceți știri cu toată lumea. Da, suniți, arătați mai bine. Eu am pe telefon, nici nu trebuie să mergeți nicăieri, vă dau înregistrare toată și vă povestesc așa, în detalii. Dacă nu aveți știri, poate vă trebuie de un suc, de o mașină, de benzină. Mașina asta cui? E femeie, cred că, așa, de pe... mai faceți 10 știri de astea și mai comparați, nu-i spar cu altul. Deci eu difuzat Pro TV-ul, de fapt, pe mine nu mă interesează, pe oameni nu interesează, decât cei care vor știri de nișă. Și nici nu numai că nu interesează, e dăunătoare și umilitoare, deci eu... Și o călcare a demnității și a dreptul la viața privată. Asta e oribil. Dar observați sloganul Pro TV-ului, gândește liber. În cazul dat, la ce să gândești? Poate la mai degrabă, bârfiește liber sau ce? Bârfiește liber, cam hai să, asta e bun ca slogan. Pro TV, bârfiește liber. Bârfiește liber! Pro TV, 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 bârfiește liber! Lider la bârfe! Ce iese la Pro TV? Noi știm toate detaliile despre jlob. Despre femeie, adică, dar despre jlob nu știm nimic. Deci dacă ăștia au zis că hai noi să facem o știre despre fenomenul ăsta care se cheamă revenge porn sau nici nu știu cum s-ar traduce în română. Dar ei n-au pomenit nimic despre asta. Mergi, răzbunarea asta, mergi omul și caut cel care s-a răzbunat. Întreabă care-i motivațiile, întreabă dacă nu-i frică de consecințe, inclusiv juridice, întreabă care-s motivațiile lui. Nu mergi și o dă pe femeie care e victimă și mai spui că după aia motivezi, dar nu, noi am vrut să arătăm un, pur și simplu să cercetăm un subiect. Deci, totuși, pe lângă că au umilit-o în momentul ăsta, au umilit-o și după, prin faptul că au încercat să sustragă atenția și să spună că, de fapt, nu femeia a fost. Deci ea a fost cumva victimă colaterală, adică ei au jale despre ea, au jale, compasiune, cum au zis ei. Noi exprimăm compasiune. Noi am format viața, noi am făcut-o așa... Noi știm că am făcut-o. Da, noi am terfelit-o, nici jale de ea, dar noi aveam scopuri mai mărețe. Noi am vrut să arătăm societății că există niște chestii, niște oameni răi undeva care fac de astea și deci nu vei fi jele de ea, haideți să ne gândim la lucruri mai serioase. Totuși și-a cerut scuze cumva formal, nu vă satisface așteptările? Ați încercat să căutați cuvântul scuze acolo? Adică scuze, nu erau. Scuze. E așa, în toată declarația asta cauți cuvântul scuze. Sau una dintre formele lui derivate. Scuzați, scuzăm, scuze, scuzare. Nu e. Ne cerem scuze. Deci... cum ar trebui să-și răscumpere vina? Așa ca să considerați că e bine. Eu nu știu dacă eu sunt autoritatea care îți decide dacă e bine. Părerea dumneavoastră subiectivă. Deci există un cadru legal și eu foarte sper că femeia o să meargă pe și o să utilizeze toate resursele pe care le oferă legea și îi oferă resurse destule ca să-și
apere dreptul. Să-și apere drepturile și să-și cumva să-și nu știu dacă să-și restabilească onoarea, să zicem așa. Iar în termen de ProTV, eu cred că ei pur și simplu trebuie să spună vorba aia, să ceară scuze. Pur și simplu să ceară scuze și să recunoască că au făcut o porcărie. Să recunoască că au fost neprofesioniști, că au făcut rău intenționat. Deci scuza că noi n-am știut, noi am vrut să facem altceva, dar așa ne-a ieșit, nu merge. Pentru organizații care nu-i de ieri, de-alaltă ieri și nu-i făcută din, nu știu, adică adunată și rapidul o dugheană și hai să facem televiziune. Televiziune care pretinde că are niște experiență, care pretinde că are o imagine și lasă fi la înălțimea unei organizații medie cu experiență. Deci lucrurile astea există, nu trebuie de inventat bicicleta, trebuie să-și ceară scuze și scuze și de la femeie. Prima au și, pentru că au tărăgănat atât de mult, mai mult de o săptămână, au și... Trebuie să-și ceară scuze la societate, pentru că nu poți să umilești pe cineva după aia 10 sau cât o săptămână să o faci așa pe neznaie. Noi nu știm, noi n-am văzut, noi am vrut să facem altceva sau noi tăcem și ne ascundem și după aia ieșim cu un comunicat. Asta e tot. Deci asta e partea care cred că ne afectează pe noi ca societate. Anormalitatea situației când o reacție normală pur și simplu este imposibil. Și un comunicat care tot era într-un fel justificat, că vezi, doamne, ziarul de gardă a intervievat, o să a avut cumva acces la acea femeie și vezi că nu i-au întrebat și pe ei. Nu ne-au cerut dreptul la replică. Da, nu ne-au cerut replica noastră și atunci noi eliberăm acest comunicat și uitați să vă spunem poziția noastră. Iarăși, denotă o chestie foarte mizeră și absolut neprofesională, așa cum spuneam și că ei pretind că sunt o televiziune profesională și își fac bine meseria. Asta dă dovadă că nu își fac bine deloc. O să mai reveniți cu proteste sau o să-i boicotați? Cum? Personal, cum intenționez, nu știu, într-un fel să le arăți nemulțumirea ta? Personal, o să mă implic în tot ce se va organiza, indiferent de cine nu organizează, atât timp cât scopul este să boicotăm sau să cerem în continuare scuze, pentru că nu știu de ce nu vor ei să ofere aceste scuze, că până la urmă i-ar ajuta și pe ei, adică cât de cât i-ar ajuta și pe ei ca televiziune, în sensul că, uite, oamenii ar vedea că și-au cerut scuze, ar zice bine, au greșit. Bun, TV! Hala, lasă, buletin! Vine material nou, pornografic, mai au. Mai aveți video cu sexul? Ați mai adus un porno! Nu mai vrem porno la TV! Viața privată nu e știre! Viața privată nu e știre! Viața privată e în dormitor, nu la TV!